Astăzi s-a dat startul Olimpiadei Internaționale de Matematică IMO 2018. Cei mai buni 615 concurenți din 110 țări participante se vor întrece la Cluj în perioada 3-14 iulie. O serie de oficialități din România și din străinătate, ambasadori, miniștri și alți demnitari de rang înalt vor fi prezenți la festivitatea de deschidere oficială a Olimpiadei Internaționale de Matematică. Potrivit surselor ziar de Cluj, la festivitate va veni și președintele României, Claus Iohannis. În primele zile vor sosi la Cluj membri ai stafurilor și observatorii. Concurenții vor veni în 6 7 iulie, în 8 are loc deschiderea oficială, iar concursul propriu zi se desfășoară în zilele de 9 și 10 iulie. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj a confirmat oficial participarea fiului președintelui Siriei, Bashar al-Assad. Sunt mai mulți copii participați, printre care și copilul care președintelui Siriei, care a participat de altfel și la Olimpiada de la Rio și care este un component, la fel ca și oricare altul, a delegației uneia dintre cele 110 țări care participă. Competiție. Pentru acest concurent nu sunt prevăzute măsuri speciale de securitate. Va participa exact ca și toți ceilalți și pe măsurile care sunt stabilite conform reglementărilor internaționale. Pentru concurență au fost pregătite și excursii la Alba Iulia și Salina Turda, dar și alte activități. Sute de poliții, jandarmi, pompieri și echipaje smurt vor asigura securitatea evenimentului. Vom primi sprijin din partea unor echipaje de la Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, dat fiind numărul mare al delegațiilor care participă la această olimpiadă. Costurile estimate ale organizării Olimpiadei Internaționale de Matematică sunt de aproximativ un milion de euro. Toate hotelurile din Cluj sunt ocupate în această perioadă.